Salutare, Minicactu, și bine v-am găsit la Technic Pack și, din păcate, acesta este ultimul episod. Da, ați auzit bine, ultimul episod. Dar, nu înainte să facem ultimul, să încheiem de tot. Așa. Pac. Vom face un ultim mecanism. O ultimă mașinuță de asta. Vreau să fac mining laserul ăla. Da. V-am spus data trecută că o să-l fac. Deci, oh, stai că avem nevoie de un electric circuit. Mai avem de-alea. mai avem aici. Și parcă mai aveam. Aici. Nu. Aici. Uite așa. Mamă, perfect. Și mai avem un cablu acolo. Dar nu contează. Ce ne mai trebuie? Cupru. Te-l lăsăm. O să-l lăsăm. Bun. De fapt, nu știu de ce am mai luat eu alea. Da, în fine. Țac. Țac, țac, țac. Bun. Acum. Redstone avem. Pac. Refined iron. Nu, cred că era așa. Da, așa era. Da, ăsta e. Așa. ăsta așa, așa și... niște smooth stone, dar... și avem compresor. Hai să-l punem aici. Nu, aici. Și ce aș mai vreau să vă anunț? Păi... odată cu încheierea acestei serii, va începe o nouă serie, Feed the Beast, așa cum unii dintre voi mi-ați spus și... de fapt, stai, mai... mi-ați spus, mi-ați zis, Andrei, fă Feed the Beast, că e mai tare, nu știu ce. Da, e mult mai tare, recunosc. N-am zis niciodată că e tehnic pe cuib. Așa? A refined bronze tin. Ok. Ah, firer. Mă rog. Mai avem nevoie de... firer, nu mai avem bronz. Poate mai avem pe aici. Mai avem? Nu, nu mai avem. Hai că mai avem o dastă. Una singură. Ok. Și deconectăm ăsta. Și deci mă voi apuca de Feed the Beast. Da. E ceva mai tare și... chiar mi-a plăcut. Bun. Ăsta dacă îl topim se întâmplă ceva? Aha. Păi bine. Și mai îmi trebuie una. Și nu prea mai am. Din păcate. Ok, păi haideți că o să mă duc până în peșteră. De fapt, ia stai, dacă... asta se întâmplă ceva? Nu. În fine... A începea? Hai că face ceva, da. Oare ce face? Dacă merge, ok. Da, deci vom începe Feed the Beast și am și o idee cum să încep. Na, o să fie o super serie, vă promit, și nu o să mai stăm așa să minăm, o să mă duc off-camera, mineresc și... așa, hai că e bine. Mineresc și gata, că nu mai... nu mai stăm să facem toate... pălăvrăgelile alea, adică mergem, minăm, pentru că nu are rost și bănuiesc că vă plictisiți să vedeți cum minez, având în vedere că sunt așa acolo o grămadă de minerale, sunt chiar mult mai multe decât în ăsta și... da. Bună. După ce terminăm asta aici, voi schimba, cred că în creativ, da, să vă arăt și... nu, invers. Nu. Cum era? Așa era. Da.
Așa voi schimba în creativ să vă arăt toate lucrurile care le-am făcut în această serie. Bun. De fapt, știi ce? Da, punem asta aici. Așa, tata, hai, azi. Și ce altceva mai băgăm aici? Nu, asta nu merge. Poate merg astea. Nu, nu merg. În fine. Hai, hai, tata, hai. Așa, mă. Bun, și acum, în sfârșit, avem... Țac, țac. Oh, 4 metri. Ok. Între timp să mai vedem cum se face. Deci, Energy Crystal, Redstone... Dar nu, cred, nu o să apucăm să-l încărcăm acum, că n-am făcut niciun bad box și nu mai stau. Dar o să-l facem în... unde e ala, mă? Unde e ala, mă? Aici. Dar o să-l facem în seria de Feed the Beast. Ok, și avem Mining Laser-ul. În sfârșit. Ciu-ciu-ciu. Ups. Ok, deci cam asta a fost cu toate construcțiile și haideți acum să vă arăt ce am făcut. Hai să schimbăm în creativ. Pac. Și aici avem maceratorul, acesta, electric furnace-ul, generatorul, compresorul, motorașe, ups, motorașe, steam engine-ul, redstone engine-ul, transmutation tablet-ul, ăsta este un chest legat la quarry, peștera, dacă n-ați văzut-o, de fapt e asta. Aici este podul casei, în care mai avem ceva resurse, portalul către Nether, un șarpe gigantic. Ok, așa. Wow. Hai, tată, hai. Așa. Ăsta este quarry-ul. Wow, și-a dat o peșteră. Da, peștera noastră. Ăsta este quarry-ul nostru. Super quarry-ul nostru care a rămas fără energie. Aici ne-am mai plimbat un pic, am mai explorat și acum se pare că a dat fix în quarry. Am făcut o scară, dar mă rog, doar până aici, că n-am mai continuat-o. Tic, 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 urcăm frumos până aici. Așa, mecanismul care pornește quarry-ul, în care nu mai are energie, portalul către Nether și... Yeah. Asta este tot ce am făcut și știu, n-am făcut cine știe ce, însă nu vă îngrijorați, pentru că în Feed the Beast vom face mult mai multe. Ups, n-am vrut să-l tai. În fine. Da. Deci, cam asta a fost tot și sper că v-a plăcut seria. Mie cel puțin mi-a plăcut. Adică m-am distrat. Mulțumesc că mi-ați dat ideile necesare ca să fac toate chestiile astea, pentru că fără voi nu prea aș fi știut. Bine, aș fi putut căuta pe net, însă, na. Ok, deci cam asta a fost și vă aștept la primul episod din Feed the Beast, pe care probabil o să-l pun mâine. O să-l fac mâine și o să-l pun tot mâine. Deci, la revedere, mini cactuși, pe data viitoare.